Rezultatele contestațiilor sesiunii de bacalaureat practic nu au schimbat indicii catastrofale înregistrați la examene. Potrivit ministrului Educației Maia Sandu, aproape 3500 de note au fost modificate în urma contestațiilor depuse de candidații la examenul de bacalaureat, ceea ce reprezintă 11,3% din numărul total de contestații. Marea majoritate a notelor modificate a fost mărită cu un punct, iar 13 note au fost mărite cu 2 puncte. Astfel, rezultatele preliminare ale examenelor de bacalaureat, actualizate după perioada de contestații, indică o rată medie de promovabilitate de 59,65%. După procedura de contestare, numărul candidaților care au susținut toate examenele de bacalaureat a crescut cu 403 persoane. Numărul elevilor care nu au promovat cel puțin un examen se ridică la 11.182 sau 40%, informează ministrul. Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în perioada 15-20 iulie. Aceasta va fi organizată pentru persoanele care, din motive obiective, nu s-au prezentat la examenele de bacalaureat în sesiunea de bază, precum și pentru candidații care au luat note insuficiente. Însă nici unii, nici alții nu au motive de a spera că ministerul va renunța la măsurile draconice de control care, potrivit specialiștilor, a semănat teroare și frică în rândul liceenilor. Ministrul promite că acestea vor fi păstrate, chiar dacă recunoaște că nu s-a reușit eliminarea fraudei la examenele de bază. Nu pretindem că am eliminat frauda definitiv, dar este clar că suntem pe calea cea bună și vom fi foarte fermi în continuarea acestui parcurs și în sesiunea repetată, dar și în sesiunile următoare. Suntem convinși că acționând cu răbdare și consecvență, rezultatele scontate pentru economie și pentru societatea noastră nu vor întârzia să apară. Amintim că miercuri 10 iulie, Parlamentul urmează să discute o moțiune simplă de cenzură. Aceasta a fost solicitată de opoziție în legătură cu faptul că măsurile aplicate de minister la examenele de BAC au eșuat, iar ministrul a dat dovadă de iresponsabilitate absolută. În baza prevederilor Constituției Republicii Moldova și a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moțiune simplă, constatăm situația nesatisfăcătoare din domeniul educațional, remarcăm eșecul politicilor în domeniul educațional și solicităm inițierea imediată a procedurii de demitere a ministrului Educației Maia Sandu.